N-ai nicio scuză. Dar am multe scuze. Faptul că dacă ești pensionar, îți trebuie să te vezi clar. Ne respectăm. Domnul Vici, vreau să puteți vorbi cum vreți, nu? Nu, ne respectăm. Da, ne respectăm. Dânsul se respectă. Programul de lucru al unității, cetățenii. Dacă sunteți pensionar, nu aveți drept. Domnul, nu. Ai înțeles greșit că nu e acolo. Vedeți că s-a modificat legea 12 aici și aveți dreptul de aici la pensie, domnul. Eu am spus un lucru foarte clar. Dumnealui ne-a trimis conducerea, poate și consilierii, că vreau să fac un control, iată, da? Sau psihologi, cum vreți dumneavoastră. Și am spus să... Și dumneavoastră poate să mergi. Și el este scuzabil. Este pensionar și poate să mai... Da, de la ieze. Deci problema nu e asta. Dacă el consideră că așa este, asta a fost zonă, domnul Partești. Dar dumneavoastră sunteți mai în vârstă. Dar dumneavoastră este pensionar, nu-ți scuză. Nu ești o scuză că ești pensionar. Asta e asta. Gata, puteam începe? Nu-i normal? Da, haideți să începem. Este statutară? Deci vă dați citire dispoziției numărul 1476 din 23.06.2015, care primarul municipiului Pașcani dispune. Ca doamna Novache m-a rupță la consilier în cadrul Serviciului Administrației Publică și domnul Apostol Paul Iulian, consilier juridic în cadrul compartimentului juridic și contencios, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, vor prelua atribuțiile prevăzute de lege pentru secretarul municipiului Pașcani la ședința de îndată din 24.06.2015, ora 14. Vă rog. Vă mulțumesc. Vă dați citire convocatorului, da? Consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 aliniatul 4 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședință de îndată pe 24.06.2015, ora 14, în sala de ședință a primăriei Municipiului Pașcani. Ședința va avea următoarea ordine de zi. 1. Raport cu privire la modul de aducere la îndeplinirea hotărârii Consiliului Local numărul 183 din data de 18.12.2014 privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii și a documentației privind organizarea și derularea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Pașcani, raportor primarul municipiului Pașcani. Și 2. Raport privind activitatea economico-financiară de la stația de epurare a SCPS-SERP-APA-SA, raportor director general al SCPS-SERP-APA-SA Pașcani. Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt în consilier local din EMA Nicolae și consilier local Danu Ion. Supun la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Vă mulțumesc. Trecem la... Începem cu proiectul numărul 2 ca să trece. Da. Bun. Când facem modificările, da. Propun să începem cu proiectul numărul 2, cu raportul la SCPSR. Apa, sunteți de acord cu această schimbare? Cine este pentru? Abțineri, împotriva, mulțumesc. Deci începem cu raport privind activitatea economico-financiară de la stația de epurare SCPSR, APA-SA, Pașcani. Domnul director, am văzut că este aici. Da? Ne prezentați un pic, domnul director, vă rog. În primul rând, ce a spus, am reușit să vă prezint documentele la discuții, la avea elaborat activitatea primului patru, la dorat cu simplu, am pregătit raportul de gestiune de lucrurile balanța pentru urmași și 2014. De fapt, este vorba de raport de gestiune privind doar activitatea economică-financiară a stației
asta se referă la întreaga activitate. Așa cum v-am spus în adrese, practic, adresa care v-am înaintat pe data de 18 a 6 și care trebuie comunicată în poziția dumneavoastră, este anexă la ceea ce putem să vă spunem astăzi. Problema de fond este că până acum nu am reușit să efectuăm un contract cu APA Vital pentru operarea apelor utilizate. Dacă ați avut timp să studiați materialul de la sfârșit, noi v-am făcut și niște propuneri care vă rugăm să le analizați, pentru că situația este deosebit de dificilă. La sfârșitul lunii, iunie, în care ne aflăm, EON-ul va urmi furnizarea energiei electrice în stația de epurare și atunci, cu siguranță, vom avea o problemă de 10 ori mai mare decât cea pe care o avem astăzi legată de apă, de apa vitală. Pentru că, dacă se oprește stația de epurare, siguranță se va opri și apa, furnizarea apei potabile. Eventual la raportul de gestiune, să-i dau cuvântul doamnei directoare de comunicare, de credințe, după cum spunea și domnul director, am făcut referire doar la activitatea de stația de epurare. În raport, dacă am referit la perioada 1 iulie, 31 mai, de când am rămas la stația de epurare. În această perioadă, cifra de afacere a fost de 959.339 și este formată din venituri de curare apelor uzate din 3.212.279, venituri de transport zămol 309.783 și venituri din transport auto, înseamnă servicii curi de aranjat, cu Macarau, 128.687, venituri 308.593. Principalii clienți pentru stația de curare sunt APA Vital și Rombanco. Valoarea facturilor în această perioadă către APA Vital au fost de 3.983.226, iar către Rombanco transport Nămol 384.121. Din suma facturată către APA Vital de 3.983.226, a fost încasată suma de 1.601.049. Aici v-am mai prezentat datele activelor imobilizate, imobilizări corporale de corporale, situația stocurilor. Dar, da, în concluzie, la 1 iulie 2014 până la 31 mai 2015, cifra de afaceri este de 3.955.339. Cheltuielile au fost de 3.485.376. Am încasat 2.551.576. Datorii aferente doar stației de curare sunt de 2.841.346. Iar creațiile de încasat sunt 2.358. Nu mai la cunoștință faptul că avem o derulare procesul cu APA Vital, pentru că noi am facturat toată APA Vital în această perioadă și e pe rot un proces de 2.718.216. Cele mai mari datorii, după cum vedeți la pagina 5, sunt la energie și gaz. Din stația de curare, 599.542. Sunt directorul de Agenției de Protecție a Mediului, am fost invitat la ședința dumneavoastră. Vă rog să-mi permite să intru în sală și... Avem datorii și pentru evacuarea apelor în Siret la apele române de 297.250. N-am plătit deloc de la 3 iulie. TVA-ul, iarăși, aferent facturilor de apă de 645.400.
68 și alte datorii la bugetul de stat, însă unii din politicii de șomaj și accesorii la asta, în contextul erorii. Deci, totalul de 2 milioane de șomaj. Vă mulțumesc. Înainte de a trece la discuții, dați-mi voie să vă prezint invitația la această ședință. Deci, invitați-mi comisar șef Direcția Mediului Iași, director Agenția de Medii Iași, reprezentant ANRSC, reprezentant OPC Iași, reprezentant NSB Iași, Consiliul de Administrație al Preserv APA ESA, director general al Preserv APA ESA, președinte al SACIS, director general al SEC APA Vital ESA și 4 reprezentanți de la societatea civilă și mass media. A fost invitați. A fost invitați, am zis. Da, prezenți. Da. Prezenți. Sunt toți prezenți. Prezenți sunt de la... Ducăm sunt prezenți. Și ne cunoaștem cu toți. Deci eu sunt Manuel Cavitanu, sunt directorul Agenției de Protecție. Paul Pavel, moderator, ANSC de Vremea. Colegul meu, Mădeam Bațel, prefer. Da, vă mulțumesc. Să trecem mai departe. Trecem la discuții. Cine vrea să pună întrebări, conducere? În primul rând, vă doresc să mă întreb, cum se încheie contractul ăsta între APA Vital și serviciul nostru de evacuare? APA Vital poate să-și desfășoare activitatea, dacă nu are contract cu veșurare, în mod, deci aici este cea mai ciudată activitate care există în România. Faptul că, prin hotărârea Consiliului Local, s-a rupt în două o activitate care are același cod caien. Codul caien de depurare și canalizare este unic și implică transportul prin canalizare, depurarea, dar și inclusiv ditanjarea, deci curățarea prin ditanjare. Deci e același cod ca el. În mod normal, două entități nu poate să încheie, având același cod ca el, să încheie pe codul ăsta ca el un contract. Pentru că vine cineva de la Curtea de Conturi sau din altă rând, păi, dar dacă tu ai ca și obiect de activitate asta, de ce te duci la ăla să-ți facă el serviciul? Deci, eu, pornind de la treaba asta, cred că este momentul să schimbe ceva, să vă hotărâți, adică acest cod caien, această activitate, să rămână la o singură entitate, la o singură agentă. Mai mult decât, nu permiteți acum, dacă tot, ca să vă spun tot ce este, mai mult decât atâta. Cât de curând, cele două unități vor intra în curbă, pentru că Prescapa se pare o, deja, autorizație, dar autorizația de apă, din câte am discutat, urmează să-i fie modificată și atunci va trebui să îi devizim și autorizația de mediu. Cei de la APA Vital încă nu au obținut, au avut o autorizație de apă care a fost verificată mai înainte decât cei de la APA Atmosfer, pentru că am verificat mai repede niște neconcordanțe, deci nu am nici autorizație de apă, nici autorizație de mediu. Deci s-ar putea ca în viitorul apropiat, amândouă unitățile să nu poată funcționa din cauza acestui conflict și municipiul Pașcan să rămână fără un prestator de servicii în acest domeniu. Pentru că, Doamne ferește, nu se poate închide, că e o activitate care nu poți închide. Dar vă dați seama cât s-ar duce bubul pentru o chestie de asta. Întrebarea asta. În punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi rezolvarea? Pentru mine e foarte simplu. Unul dintre prestatori să ia activitatea canalizare și epurare. Că este APA Vital, că este Prescapa Sfer, asta rămâne la alegerea dumneavoastră, înțelepciunea Consiliului, perspectiva de dezvoltare pe care o are și așa mai departe. În funcție de ceea ce vreți să faceți pe acest domeniu, vă gândiți. Cine poate să facă, să presteze această activitate mai bine? Cine poate să fie controlat? Deci sunt multe motive pe care dumneavoastră le aveți de luat în seamă. Dar hotărârea cea mai înțeleaptă este ca să clar. Deci, transportul apei prin conductele de canalizare, activitatea de vitanjare și activitatea de epurare trebuie să fie în aceeași pălărie. Dar, în legătură cu activitatea trecută, când faci ceva, sunt sigur că sperăm sumele de bani de la APA Vital.
Deci astea, problemele astea de natură economică, de natură așa, nu prea intră la în domeniul mediului. Cel mai simplu ar fi să interdați lor activitatea și atunci ar fi clar că vă să-și plătească, o să trească să preia activitatea cu tot cu datorii. Dacă nu, există cale legală, există, dar putea da. Vă mulțumesc, mă, domnul Vitulie. Ca să rămânem tot în domeniul mediului. Simplu vă spuneați că știți. Astăzi, la Pașcani, este o stare de, să zicem, de conflict așa între acești doi operatori. Deci, apa vitală are canalizarea, trebuie să apa are curaj. Din adresele pe care le primim noi, vedem că rezervata, ce e curarea, insistă, haideți să facem contract, haideți să facem contract și să derulăm activitate economică, să avem facturi și să funcționăm în mod normal. La tariful stabilit cu ultima dată. La tariful care este, să zicem, pentru că nu am multe comentarii. Acum, cei de la APA Vital, atitudinea lor, din ce am văzut în adresă, este ceva de genul dumneavoastră, nu avem noi treabă cu voi. Adică ei cumva spun dumneavoastră, voi dacă vreți să epurați ceva, mergeți și faceți-vă contracte prin sat. Noi prestăm un serviciu de canalizare, ei nu recunosc cumva că ei comunică într-un punct. Adică toată canalizarea care se face în orașul Pașca ajunge într-un singur punct, intră în stația de epurare după, la un contor și iese în stația de epurare cu alt contor. Acum, ei spun, domnule, noi nu avem treabă cu voi. Eu întreb până la urmă, din punct de vedere doar al mediului. Toată vederea mediului e o absurditate. Adică problema cu contractul și cu asta este o relație comercială între doi agenți pe care nu din punctul de vedere. Nu intrăm mai aici. Nu vă rog, era întrebarea. Deci, așa cum este, nu e normal. Deci, nu e normal. Dar eu presupun la absurd, ca să demonstrez ceva. Dar știți că matematica era ca să demonstrăm o teorie, nu facem presupunerea la absurd. Presupunem la absurd că rezerva, va spune. Ok, nu avem nicio treabă cu voi, cu APA Vital, bun. Acum este țeava asta. Cu APA Vital. Bun, și un APA Vital se duce și zice, mai dar de unde este apa? Că vine de la consumatori. Bun, dacă vine apa de la consumatori, o să mergem consumatori, le închidem apa. Cum să te apă care să ajungă în canalizare. Bun. Deci ei sunt obligați, că rezultatul acțiunii celor de la preserva apa să oprească apa. Ca? Dacă nu ar opri apa, apa ar curge în continuare. Da, nu se poate. S-ar toca aici. Avem, atunci avem un eveniment de mediu. Avem un eveniment. Aici vreau să ajung la dumneavoastră, dar problema a venit mediu. Nu cumva, totuși, ei au răspundere, că ei inițiază serviciul ăsta, cum ați descris, dumneavoastră unitate. Ei îl inițiază. Deci, dumneavoastră, ei sunt delegați astăzi. Nu ați fiat delegat, nu veniți să unii singuri aici ca să vă să-și ia. Deci, la deponul din sunt ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani. Domeniul public. Deci, decizia dumneavoastră. Am înțeles. Dar eu întreb altceva. Acea apă care este canalizată acolo. Dacă noi am închide cumva apă, ce să faci cu noi? Ei ar trebui să-și ia și să ducă să o depuneze și în altă parte. Nu, 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 am înțeles că asta se bazează ei. Ei se bazează și asta din punctul meu de vedere și promis acum ca un politic local. Eu privesc ca un fel de șantaj. Ei știu că noi nu putem face gestul ăsta absurd după sau prea exagerat, să oprim șase de pietonare. Dar eu stau și mă gândesc la un moment dat, dacă nu vom avea accident. După aia am să continuu cu întrebările de ce trebuie să facem. De la cerul societatea civilă, putem și la traduși. Da. Suntem limitați. Tocmai mi s-a răspuns la asta, tot greșeală, când ați delegat și canalizarea la APA Vital. Deci trebuia, un moment, un moment, poate greșeți. Deci, un moment. V-ați înscris la cuvânt, domnul Hântor, eu vă dau cuvânt. Ok, bun, cer scuze. Vreau să mă scuze. Veniți și spuneți, mă veniți și... Că am vorbit mai spate ceva care tot așa a discutat. Deci, trebuie să delegați la canalizarea la... Vă rog, domnul Hântor, da? Dacă mai sunt dintre domnii consilieri care doresc... Doamna Reter, a semnat domnul nu, am terminat. Continuați. Nu la urmă deci, domnul Reter, mediul mi-a spus că este un singur cod de caien. Eu vreau să întreb reprezentanția NSCE-ului atunci. Unde APA Vital a reușit să-și obțină un preț separat de facturare pentru
apă și separat pentru mediu. Pentru canal și pentru canal separat și pentru mediu. Apa vitală are contract de delegare încheiat cu Arsacis. Dumneavoastră ați delegat serviciul public de alimentare cu apă și canalizare către Arsacis. Apa vitală are un preț la apă și un tarif la canalizare epurare unic pe tot județul Iași, nu are pe Pașcani, separat. Deci apa vitală are preț de apă, are tarif de canalizare, are tarif de epurare. De județ și de Pașcani. Ați înțeles? Așa este operatorul regional. Așa este legea făcută. V-am întrebat dacă e același cod ca el, canal, epurare. De ce a separat canalul de epurare pe tarif? Legea 51 și legea 241, vedeți că la serviciul de canalizare, care este serviciul public, are mai multe activități. Printre care și are și activitatea de epurare, care o prestează, apa Pașcani și restul activității din cadrul serviciului public de canalizare prestează apa vitală. Tehnic privind, apele preluate la canalizare către apa vitală trebuie să treacă prin stația de curare conform autorizațiilor de mediu și gospodărirea apelor date pe municipiul Pașcani, operatorului pentru noi, se cere pe sistem apa Pașcani. Vă mulțumesc, domnul Dragoș. Vreau și eu. Vreau să vă mulțumesc la PSBA. Cum putem încheia noi pe SEBABA contracte cu cetățenii, având în vedere că nu putem voi de fapt practic cantitatea de apă uzată care a fost pe canalul de aici? Cum v-am spus, este un singur serviciu de canalizare. Tehnic vorbind, nu puteți încheia contracte cu utilizatorii. Utilizatorii pentru dumneavoastră sunt societățile comerciale sau persoanele fizice care deversează direct în stația de epurare. În cazul nostru avem două conducte care intră în stația de epurare, una conducta orașului care intră în stația de epurare și Romparul care intră pe contract separat. Doar aceste două pentru noi sunt clienți, da? Apa vital și cei de la Cozarul. Pentru hotărârii Consiliului Local, Serviciul Public de Canalizare, unul de aferente Serviciul Public de Canalizare, Consiliul Local Pașcani a împărțit în două. Rețeaua de canalizare cu tot ce înseamnă de la raport care înseamnă un bun public, până la stația de curare, intrare în stația de curare unică. Eu așa știu că există contor de intrare în stația de curare, a fost delegat către, nu e așa, serviciul de canalizare integral a fost delegat către apa vitală, până la finalizarea problemelor de investiții care sunt la stația de curare, stația de curare va fi administrată, deci se deleagă conform altii hotărâri pentru presă SEBABA. La ora actuală am înțeles că această stație de epurare s-a finalizat procedurile de investiții, a fost predată către Consiliul Local și a devenit un public, poate fi predată la apa vitală. Dar, după anul Consiliul Local s-a... Deci, aveți cu Arsacis, v-am spus. Deci, dumneavoastră ați delegat serviciul de canalizare, nu dumneavoastră, Consiliul Local ați delegat serviciul de canalizare și de apă, nu către apa vitală, în propriu spus, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care baza contractului încheiat cu apa vitală este unul singur pentru tot județul, încheiat un act adițional cu operatorul regional apa vitală, recunoscut la nivelul județului, prin care i s-a predat toate bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Da, și după cum... După cum știți, după ce s-a terminat pe investiții la stația de epurare, Consiliul Local a delegat stația de epurare pentru PSEBA. Hotărârea numărul 12. Acum întrebare, cu vederea domnului la mediu, ce soluții am spus, o știți foarte bine și hotărâți. Exact. Dumneavoastră, dacă nu aveți capacitatea tehnică, economică,
și mai știu ce alte capacități vă trebuie ca să țineți în funcțiune sistemul ăla, eu zic că cea mai bună soluție este pentru că veniți la Consiliul Local de Primăria. Nu mai putem! Derobați-ne de sarcina pe care ne-a dat-o, luați-vă înapoi bunul, că este al dumneavoastră, nu este al prestelului. Și haideți să facem altceva și Consiliul Local hotărăște. Ori înființează altă societate, ori îl cheamă pe ăsta de la face să-i dea asta, ori găsești o soluție, că vorbeați, sunteți da. Cei care hotărâți soarta județului. Dar faptul că chestia asta nu se, dacă dumneavoastră vedeți că sunteți în imposibilitate, domnul de la v-ați explicat foarte clar, din punct de vedere tehnic, dumneavoastră nu puteți să încheiați contracte cu cei, cu furul, cei care vă dau apa. Deci nu aveți posibilitățile tehnice. Deci nu aveți aia, nu aveți curent, nu aveți... De ce mai țineți activitatea asta pe metru și păstrați în continuare? Dacă îmi permiteți, noi nu ne-am putut informa pe Consiliul Local de toate problemele care s-au întâmplat. Și toate avestele care au făcut dumneavoastră și câte ani SCC, am informat, dar în momentul în care se ia curentul, noi tehnic... Deci în momentul în care s-a luat curentul, orașul Pașcani și apoi și fără apă și fără canalizare și fără nimic. Mulțumesc. Dacă se întâmplă așa o catastrofă, dar nu vă garantez, asta este într-adevăr un eveniment de mediu foarte grav, care ne-ar, cum să spun, ne-ar băga într-un infringement dintre ăsta pe probleme de mediu și de asta, că s-ar putea să ne coste amenziile pe care le plătim la Uniunea Europeană mai mult decât costă toată investiția din Pașcani. Vă mulțumesc. Domnul Bălău, mă rog. Întrebarea este pentru Agenția de Mediu. Domnul director, dacă agenția poate emite o autorizație de operare pentru un operator de canalizare fără să există un contract de epurare? Nu. Deci noi avem răspunsul foarte clar. Dar nu s-a emis această autorizație. Mulțumesc. Domnul Vincilie, vreau să mai spuneți. Dar în același sens, cum a întrebat domnul Bălău, voi vota care poate continua fără canalizare. Nu poate, că n-are cine să-i aducă apă. Și materia primă, n-are materia primă, deci o locație de, de epurare care rămâne, eu știu, câteva ore, câteva zile, fără o cantitate de apă suficientă care să-i mențină funcționalitățile, se dezamorsează. Amorsarea ei după aceea poate să dureze și 60 de zile. În aceste 60 de zile, toți parametrii de epurare vor fi depășiți, iar stația respectivă va deveni o sursă majoră de poluare pentru răuțile. Am înțeles din răspunsul care ați dat pe domnul Bălău că cei care au canalizarea sunt obligați. Eu cel mult, am microfon pe aia cel mai tare. Nici o problemă de sunt amară. Cei care au canalizarea trebuie să facă dovada că au și serviciu de epurare și în plasă. Contract sau au în părtea proprie. Și mulțumesc! Deci, de asta, apa care curge în sfârșit este continuă. Nu se duce până la cine a venit. Ei, atunci, pe cum ne-a fi încredințat-o dumneavoastră, când ne-a fi încredințat-o, v-a fi chestia asta? Adică îmi bagi 3 lei în buzunar și pe urmă voi chiar să-ți spun că să-ți dovedesc că am vieci? Cine-i stat? Deci, dumneavoastră i-a dat un lucru. I-a dat taxa de epurare, de tratare, canalizarea la omul și epurare. Cum să vină ei să vină la dumneavoastră să vă dovedească că au mai mult decât atâta? Nu vorbeam de cantitate. Nu, deci, de serviciile astea. Da. Deci dumneavoastră i-am dat lui numai canalizare. Da, cum puteți dumneavoastră să-i cere? Băi, vino și-a spune că ai fi epurarea. Unde o are? Nu vreau să spun altceva. I-a spus că i s-a dat canalizarea și mai spun că este obligat să facă contract cu epurarea. Asta zic. Deci, domnul, deci, repet, nu poate nimeni în România să oblige pe cineva să fie în contract. Este... Nici nu poate. Așa e legislativ. Vă rog să da? Vă mulțumesc. Ce sancțiune ar fi până la urmă unui în caz de catastrofă de mediu? Vă rog, să intrăm în infringimea și plătim niște avenți. Eu nici care sunt între 300 și 600 de mediu. Ca să fim conștienți de ce s-a putea întâmpla. Bun, vă mulțumesc, domnul Cațiera, vă rog. Eu vreau doar să fac o mică precizare. Domnii de la Agenția de Protecție a Mediului, toate SSC, nu au trebuit să știe amănunte legate de hotărâri de Consiliul Local care s-au dat până acum. Vreau să vă reamintesc conformitate cu hotărârea
constant apavitat. Responsabilitatea, eu vă citesc, aveți documentele de la urmă, responsabilitatea pentru întreg serviciu de canalizare este a lui apavitat. Este a lui preservare. În aceeași hotărâre din Consiliul Local, aveți raportul care este anexă din hotărârea din Consiliul Local, unde la articolul 4 menționați foarte clar că pentru cele două societăți trebuie să existe un consum. Eu nu am avut toate insistențele care mi-am făcut până acum la validat, nu am avut cum să-l forțez, să semnez contractul, pentru că nu pur și simplu nu doresc. Dacă nu doresc, nu poate vrea, dacă nu doresc, nu poți să faci. În schimb, vreau să vă aduc la cunoștință că întreaga responsabilitate pentru a face ca aceste servicii să fie operaționale, ca oamenii să aibă și apă și canalizare, este a Consiliului Local, dumneavoastră trebuie să monitorizați, să urmăriți, să vedeți dacă se întâmplă treaba asta, dacă este în regulă. Situația în care am ajuns cu stația de epurare, pentru că, vă rog, să mă vedeți un an de zile să funcționez fără niciun ban, nu este o mai treabă să am ajuns doar din cauza că nu am reușit să încasăm toți banii de la apă. Și acum am prezentat și un raport, acolo au fost foarte multe cifre, dar nu știu dacă s-a înțeles concluzia, este următoarea, dacă eu astăzi aș avea banii care trebuie să-i primesc de la apă, nu aș avea niciun fel de probleme economice. Aș avea bani să plătesc curent, aș avea bani să plătesc ANAF-ul, care înseamnă 90% s-a dat facturile plături și tot așa. Vreau să vă rog din nou să profitați de prezentat dumneavoastră aici să puneți toate întrebările referitoare la legislație, la legislație, la legislație, la legislație, la regulament, la tot ce înseamnă protecția medicală, pentru că dumneavoastră vă pot amuri. Dar vreau să, la sfârșitul acestei ședințe, vreau să trag o concluzie foarte clară. Ce anume trebuie făcut, pentru că, într-adevăr, este o problemă extrem de gravă să oprească stația de epurare, iar eu, resurse financiare, chiar nu mai am ca să. Vă mulțumesc. Domnul Valan, vă rog. Da, domnul director, dumneavoastră nu știu toate toți pașii făcuți de către noi, numai că nu spune tot. Atunci când am delegat serviciul către apa vitală, ar fi fost nevoie ca directorul, fără să-i spunem noi, dacă nu spune lui de serviciu, directorul la Prester Vama, să încheie măcar o minută cu apa vitală, cum aș putea să facă, deci s-au înțeles, nu a predat personal în toate celelalte, dar n-au făcut niciun contract vis-a-vis de epurare apă. Și în momentul de față, dumneavoastră veniți cu o situație, situația financiară a societății, în care mă minunez și mă uit că datoriile la TVA, în ceea ce vezi de TVA, o taxă pe valoare adăugată, este mai mare decât costul la energie și gaz. Păi sunt care e baza legală în care ați făcut dumneavoastră facturare respectivă? Am să vă răspund. Deci, în primul rând, contractul nu s-a putut încheia. Nu, baza legală, domnul director. Baza legală. Nu povești. Aici e baza legală, domnule, conform aia așa. Vă spun două întrebări, vă răspundeam la prima. Dacă vreți să vă răspund la TVA. Deci, am avut audit extern, un control, și m-am întrebat foarte clar, domnule, cum te legisezi dumneavoastră în contabilitate cu cheltuieli fără să ai venit. De ce nu faci factură? Și m-am pus să fac factură. Asta este motivul pentru care am facturat și pentru care am TVA. Să ai bază legală? Da. Cum am pus TVA? Dar factură, așa cum bine știți, se poate face și dacă ai contract și dacă nu ai contract. Indiferent dacă am înțelegere cu cineva, bază legală am fac factură, că vreau eu. Deci fără să am un contract cu el. Avocatul pe care l-ați delegat. S-a scăpat din vedere, mai bine, hai să recunoaștem o vină a directorului de atunci, trebuie să înțeleagă cu directorul de la capital și în momentul în care a preluat citirea apometrului să facă și contact pentru depurarea apelor. În momentul ăla când a delegat serviciile, Preservava nu putea și nu avea vedere tehnică să facă contractul. De ce? Asta, cum știți, preț pentru stația de epurare am obținut abia în zona ianuarie. De atunci am început să depășesc. Până atunci nu se putea face. Cum să fac? Nu sunt picioare. La ce preț aș putea să văd? Vă rog, să-mi interveniți, domnul Popa, vă rog.
La ce vă scriu ca să-i răspund unul? Vă dau cuvântul la unul care să scriu. Dacă mai ales întrebări, vă răspund. După aceea. În vizor la relația dintre cele două societăți. În mod normal ar trebui, eu aici vă spun că v-ați încărcat cu datorii de TVA, așa, și de, asta vreau să scot în evidență, nu altceva, și fără a avea posibilitatea de încasare, fiindcă cei către care ați facturat, nu recunosc facturile, că n-au bază legală. La ăla nu-i pot spune că nu-a zis ăla sau ăla. Ele trebuie să fie în baza contractului, numărul sau alegii, numărul sau așa mai departe. Problema este alta. În momentul în care există, în cazul acelui serviciu, pot să fie doi operatori, nu că nu se poate. Numai că trebuie foarte bine delimitată până unde lucrează unul, de unde până unde lucrează celălalt. Vreau să știți că în cazul unui contract se dau și una întrepriză și așa mai departe, pot să fie aceeași lucrare, nu se ia asta, fiindcă aceeași activitate nu se poate fragmenta. Se poate. Unde se termină apa vitală? Deci, canalul se termină la intrarea în stație de curățare. În mod normal, contorul de acolo se citește, până acolo este responsabil la apa vitală și de acolo încolo, ăla ar trebui să fie instrumentul care măsoară activitatea stației de curățare. Eu așa văd lucrurile, peste tot, că noi am învățat și la legea 22, care încă e de pe timpul dinainte de 89, modul de gestionare a bunurilor, numărare, cântărire, măsurare, deci nu poți să faci, fac în baza ce? Deci toate trebuie făcute cum trebuie. Când nu le facem cum trebuie, tragem cu noastră după aia. Pentru pronunț, director, am înțeles că noi ați facturat la APA Vital, facturile s-au ștornat, le-au trimis înapoi. Da. Și în baza la ce vă dat totuși niște bani? N-aș putea să vă spun. Totuși ei au plătit. Au făcut o plată care pentru mine, eu pot să iau doar ca un avans, că pentru mine nu înseamnă nimic. Dar au recunoscut un factor integral sau o bucată? Nu, au dat niște bani pentru mine, eu ca să văd și aici bani. Niște bani. Dar este recunoscut un plătită dintr-o factură. Eu am casat niște bani de la niște clienți, așa, pe activitatea de epurare. Pentru că mi-au facturat. Și atunci, toți acești bani încasați pentru activitatea de epurare, au dat către restapa. Și la cel puțin așa au deci era o activitate încasată de ei, ei practic făceau, au făcut mai transferul. Dom'le, ăsta i-am încasat pentru activitatea pe care n-am prestat-o. Și eu trebuie ca unuia care e prestator. Dar nu fel. Doamnul și rectorii, asta sunt adevărate justificare a lucrurilor. Pentru mine, ca societatea antieconomic, problema este foarte simplă. Eu nu am voie să factureze decât la după consorțiu, date de evaluare și la prețul aprobat de Consiliul Local. Pentru mine, banii aia nu înseamnă nimic. Deci ei nu au echivalent nici într-o cantitate de apă și nu au echivalent nici în prețul aprobat de Consiliul Local. Că singurul preț pentru stația de evaluare este cel al preț de apă. Apa vital nu, prețul nu este pentru parcan, nu există. Eu am să cer scuze că mă bagă niște probleme. Întâmplător, fiind oarecum de specialitate, am mai discutat și cunosc problema pașcanului din punctul de vedere al gospodării de apelor. Ceea ce dumneavoastră, în momentul în care ați luat această hotărâre, n-ați știut sau n-ați ținut cont de asta, este faptul că în stația de epurare ajung apele din trei surse. Aceste surse sunt, pe de o parte, apa fecaloid menajeră, care este de la consumatorul de apă, care e facturat ca apă de către apa vitală. Dar în aceeași stație de epurare, pe aceeași conductă, ajunge și apa pluvială, pe aceeași conductă ajunge și apa care se drenează din multitudinea de izvoare care există la baza versantului din municipiul Pașcani, care pânza freatică și toate astea. Deci, ar fi de dorit ca dumneavoastră să reglementați cumva și această situație, pentru că toată această cantitate, dacă e un an mai ploios sau mai știu eu ce, se poate întâmpla ca surplusul de apă față de consumul real de apă al locatarilor să fie dublu sau chiar și mai mult.
Deci, s-ar fi oarecum incorrect, chiar dacă s-ar stabili până la urmă o relație funcțională între cei doi prestatori, ar fi oarecum incorrect ca APA Vital să plătească către Preserv APA, care într-adevăr face acest serviciu de epurare a întregii cantități de apă, și apa pentru apa pluvială și pentru apa din Fălda Freani. Deci, trebuie să fie cont de... În care s-a avizat prețul pentru cantitatea de apă care, totală care e generată. Deci un preț pentru cantitatea totală. Deci nu numai pentru cât facturează cantitatea. Noi am făcut un preț pentru cât facturează, s-a spus nostru. Deci depurarea trebuie să aibă un preț pentru toată cantitatea de apă. Cine plătește? Pentru este motorul de intrare în stație de epurare, care stabilește o cantitate de 100.600 de metri cubi intrare și o calcula costurile pentru 100.000 de metri cubi intrare în stație de epurare și s-a dat un preț pe metru cubi, lei pe metru cubi. Că APA Vital la fel are pentru prețul de canalizare stabilit și nivelul prețului, cantitate de apă 99% din apa potabilă și diferența care intră, intră la canalizare, dar tot trebuie plătit de epurare. La fel se întâmplă și în stații de epurare de la Iași, la fel se întâmplă într-o cantitate mai mare, că e facturată la populație. Pentru că așa este și prețul stabilit pentru canale epurare la operatorul APA Vital și pentru epurare la operatorul de stat, v-a luat în considerare ce se cantități. Vă mulțumesc, domnul Dragoș, vă rog. Da, la APA Vital a încasat de la populație curare, din punct de vedere al RSC-ului. Deci, din punct de vedere al RSC-ului, a inițiat un contract între APA Vital și Vital, Serv APA, au amândoi licențe, unul de canalizare, un operator și un operator prestat la licență pentru curare, trebuie încheiat un contract conform ordinului 9.91 și contractul utilizatorului, care este cazul și normal trebuie să fie aprobat. Da, este aprobat contractul ca să mai serviciu de viață. Și sunt ei contractul și toate contările pe baza avizului de preț obținut de prețul Serv APA și avizul de preț și a hotărârilor obținut de către autorități pentru cei doi operatori. Cazul în care APA Vital nu dorește încheierea contractului cu Serv APA, riscă de sancțiuni cu deviarea Serv-ului licenția? Riscă, dar nu vă pot eu spun. Poate face ceva în RSC în sensul ăsta, să... Poate, sugereze, hai ca poate, să spun. Poate, poate. Vă mulțumesc, domnul Dragoș. Deci, nu, ce spune domnul director, la dreptate, din serviciul de canalizare, fi venit să fie un singur operator. Domnul Vadan, vă rog. Domnul director, s-a avut în vedere la RSC, așa am înțeles să spun, dar atunci când a stabilit prețul la epurare, a avut în vedere cantitatea pompată de la sursă, de la Pincești, care automat ajunge în sistem, aia s-a avut în vedere, am înțeles că trebuie și epurat. Deci aia, în funcție de aia s-a ținut până, nu s-a mai ținut până și de... Nu? 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 Apa care intră în sistemul de distribuții și ies în sistemul de canalizare, apa care intră din vânta freatică, tot ce intră în canalizare. Poate intră acolo, dar ce s-a avut în vedere când s-a stabilit tariful, am înțeles? Motorul de intrare în stație de epurare. Facilitățile de epurare sunt obligate să aibă motor de intrare și motor de ieșire. Așa este. Nu, dar toate stațiile de depurare au contor de intrare în stație de depurare și contor de ieșire în stație de depurare pentru decontarea cu apele române. Contorul de ieșire din stație de depurare este decontarea cu apele române. Noi și la societate să avem contor de depurare. Mulțumesc. Acum sunt colegi doritori, domnul consilierul, dacă nu, dau votul la societate. Spune, domnul, vă rog, vă spune. 5 minute, vă rog. Domnul, dar întrebare, dacă un operator economic, cât și alții operare, nu respectă foarte multe cazuri, legislația vigoare pe baza care este la licență, cam cât punci, ce sancțiuni ar trebui să aibă ca demn? Deci nu respectă contractul cu epurarea, nu respectă contractul cu utilizatorii, deci nu pot să facă contract, spune că nu au contract, nu dau epurare. Dar, dumneavoastră, este și o problemă, că tot s-a schimbat hotărârile,
scuzați-mi, interfer. Nu consiliu comite. Deci nu s-a fac acolo cu contractul. Nu consiliu nimic. Nu fac. Că nu fac. Deci cu mine nu vrea să facă contractul, vrea să facă cu asociația, nu are nimic. Da, da, așa e, spune-mi. În lege, la articolul 28, pe legea 230 la procesul de proprietar, spune că nu are voie să facă contract. Face doar servicii de intermediere. Deci nu există contract cu asociația pe lege. Altfel, dacă îl prevedeți, 250 legea, articolul 28. La articolul 15 spune ce vrea să facă. Deci, Ce reclamații ar trebui să avem dumneavoastră ca să ridicați un dat de licență? Sau să dați interes? Nu știu. Deci, ei încalcă tot ce se poate. Avem legislație, nu vă citesc, dar spune foarte clar că trebuie autorizație de construire, nu? Carta tipică, nu? Îmi spune aici clar, la credință de locuit, toate se montează în casa stării, pe cei care nu au văzut de bătării de bani, la limitare fac să face tempo, oameni se fac și nu trebuie să am putea da. Și nu, e toate scorpoare în fața stării. Domnule, la construcții nu spune. Nu, există. Eu vă spun, e la nivel de branșament, alimentarea este de rolă. Este în vigoare în partea. Care e branșamentul? Nu, așa. Branșament, branșament, reclamație și vă spun. Dar vă spun, facem reclamație. Pe legea. Nu, 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 legea pe care nu știu pe întrebare. Ce nu face? De acum un spor. Domnul Adotec Sabedului, de ce nu ați ridicat licența și spuneți că trebuie același serviciu? Poți să am operator pe o semnătăție. Nu v-am rugat să lăsați operator. Deci v-ați trecut de 10 ori. Dar nu mai apuc să fac nimica dacă mă fragmentați. Întrebarea este, dacă nu pot să am licență pe pompare, captare pompare, licență pe localitate furnizare apă, licență pe epurare, fiecare poate să fie firmă cu cont care e separat, orice. Reglementarea de el este contract, este obligat de a nevestece să-l facă. Dacă nu-l fac, sancțiune. Ridicare licența apă. De ce nu ridicați? Dacă o să aveți vreodată privilegiul să faceți dumneavoastră în situația am să vă rog să faceți așa cum dorim dumneavoastră. Noi deocamdată trebuie să respectăm legile care și a valitare secretă. Deci, nu știu, deci noi... Noi, Agenția de Protecție a Mediului reglementează strict, din anumite puncte de vedere, niște activități. Deci noi nu ridicăm licențe, noi nu sancționăm, noi nu pedepsim pe nimeni. Îi spunem societății respective, ce trebuie să facă, ce măsuri trebuie să ia ca, prin activitatea pe care o desfășoară, să nu intre în conflict cu mediul. Deci atât. Poți să nu. Deci vreau să se ducească consumatorii de la presă, că ei trebuie să preleie armele, că nu este o rândă. Că ei trebuie să preleie armele, că nu pot să facă serviciu, nici că ei sunt pe profit în momentul în care luăm banii de la furnizorul de apă principală, care este normalizat. Eu n-am spus așa ceva. Eu am spus că cei care hotărăsc asupra acestei activități sunt proprietarii domnilor, respectiv Consiliul Local. Dar i-am întrebat pe dumnealor, ca și prestator, ca șef de societăți comerciale, de ce în momentul în care îmi dau seama că nu mai pot să mai fac niște activități, n-au venit la Consiliul Local, deci chestia asta nu-i de ieri, nu-i de astăzi, e mai veche. Dacă discuția asta de acum avea loc în luna februarie, poate nu ajungeam la o asemenea situație. Deci, eu asta trebuia să se înțeleagă. Doamne, cât ați ajuns într-o situație dintr-o asta conflictuală, nu aveți aia, nu puteți să faceți aia, nu. Deci chestiunea asta nu trebuia să ajungă aici. Deci acum... Dacă cei de la PSR, nu, că este operatorul economic, doamne, nu mai pe romate, nu-mi dai bani, nu mai pe loc. Eu dacă nu dau bani, nu dau un bun, da? Sunt obligați cei de la Pavital să încarce în cisternă în celor ei să plece la o stație de lucrare în proprietate? De ce? Sunt obligați să privesc și să facă o nu mai dau apă în oraș.
Deci în momentul în care tracea, ea, o repet, am mai spus-o de două ori. Obligația lor sunt de apă? Nu este obligația lor, este modalitatea de a rezolva problemele. Nu se cheamă șantaj? Dar nu, atât cum vreți. Dumneavoastră ar fi apelat la Consiliul Local, dânsii sunt cei care răspund în fața dumneavoastră de modul în care rezolvă aceste probleme. Răspunderea... Ce? Au o răspundere în fața legii. Deocamdată nu. Deocamdată nu am niciun fel de răspundere, pentru că, așa cum știu eu, au denunțat delegarea. Deci, în momentul de față, chiar n-am niciun fel de răspundere. Domnul Mozart, vă rog, 5 minute. Spun, câteva întrebări. El a fost delegat acest serviciu, în data de 28.05.2014, din punct de vedere legal. Perioada de 207 zile, cât a operat până la obținerea licenței, a fost legal sau ilegal ca și operatorul Falcan. Și următoarea întrebare, și după aceea, dacă vă dați răspunsul, dacă nu. Operatorul Alfa Vital, în termen de 90 zile, cu fond legislație în vigoare, trebuia să obțină licența de exploatare de la municipiului Marcea. N-am mai făcut diferența de la 90, de la 207, 90. Perioada aia, care e 207 minus 90, au lucrat în ilegalitate, ca pe timpul comuniștilor. Nu se ne rog. Nu știu exact când Alfa Vital a semnat actul adițional cu Arsa Acces, dar știu exact în termen de 60 de zile au trecut documentația pentru obținerea licenței. Ca obținut o dată unui domn, nu știu, de rost, n-am. Nu, vă spun eu, data de 22.00, luni a 3-a, ora 12.30, a fost de punctul 4 la ordine de zi, la anile de ce București. Eu nu vă contrazic cu datele, nu. Deci, el în perioada de 60 de zile a depus documentația, de la 60 de zile până la data când a fost ședința de licențiere, s-a studiat documentația, nu cunoaștem noi, a fost biroul de licenții, cine știe ce hârtiri au cerut și completări și au fost ca să fie documentații aprobate și licența au cerut. Deci, în 17 zile a funcționat legal sau ilegal în partea. Deci, fără licență de operare pe rada. Dacă au depus documentația în termenul de 60 zile, știu că a depus, o funcționat legal. Vă mulțumesc, domnul profesor, am înțeles că vreți și la asta. Bună ziua.